Bună seara și bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Împrietenește-te cu tine. Sunt Ana Pârloagă și în această seară aflăm de la Claudia Himeno, specialist în dezvoltare personală și creștere spirituală, precum și fondatorul centrului Amaneser, ce te face să nu pleci dintr-o relație de cuplu dacă nu îți place. Bună seara, Claudia! Bună seara, Ana! Relațiile de cuplu sunt o temă de actualitate oricând și mai ales dinamica aceasta în care auzim persoane că nu se simt bine într-o relație, dar cu toate acestea rămân acolo, pentru că nu au motive reale pentru care să plece. Nu sunt bătute, nu sunt înjurate, practic nu există niciun tip de abuz de acest fel. Și atunci, care ar fi motivele reale pentru care ar pleca dintr-o relație? Poți să ne povestești puțin mai mult despre tipuri de abuz sau care sunt motivele pentru care rămânem într-o relație deși nu ne place dinamica respectivă? Da. Ideea principală, care cred că este, să zicem, cea mai importantă, este ce mă face să stau într-o relație în care nu mă simt bine. Pentru că sunt multe relații care la suprafață sunt ok, dar eu nu mă simt bine acolo. Mm-hmm. Da? Exact. Deci, ceea ce se întâmplă în relație, nu vorbesc acum legat de bucata mea, doar partea mea interioară. Adică, eu am o depresie, să zicem, și depresia asta se va manifesta în orice relație. Dar asta ține de mine, nu de relație propriu-zisă. La asta mă refer. Da? Vorbim de dinamica din relație, adică ceea ce se întâmplă, ceea ce facem, ceea ce ne spunem sau ceea ce nu facem și ceea ce nu ne spunem în relație nu este suficient pentru mine și totuși rămân în relația respectivă. Și eu cred că primul semn de întrebare apare acolo. De acolo avem altfel de relații, de dinamici relaționale, în care într-adevăr există și un abuz și tot nu plec nici de acolo. Uh-huh. Da? Dar cred că primele semne apar că eu cred că trebuie să stau într-o relație chiar dacă nu mă simt bine. Sau sunt persoane care zic, n-am de ce să plec pentru că nu mă simt bine, dar nu se întâmplă nimic grav ca să plec. Adică cumva așteaptă o justificare pentru a pleca, ca și cum starea mea interioară nu este suficientă. Uh-huh. Și eu cred că acolo este cheia pentru care este necesar să schimbăm puțin percepția noastră asupra acestei situații. Pentru că pentru a face să meargă o relație, pentru a, să zicem, pentru a face că contribuția mea într-o relație să o ajute să crească, este necesar să fie calitativă. Adică, mie să-mi placă să fac contribuția aceasta și eu să simt satisfacție atunci când eu contribui la bunăstarea relației mele. Și după care vine, dacă ceea ce primesc, știi, e în armonia cu ceea ce dau. Să zicem, un cuplu care se înțeleg foarte bine, totul este automatizat, ne trezim, facem aia, venim aia, când venim aia, tu faci mâncare, eu fac aia, tu... Dar nu există acea, pentru unul dintre ei, sau pentru amândoi, nu există acea, da, vreau să o fac. Da, îmi place să fac toate lucrurile acestea împreună cu... Chiar dacă uneori, să zicem, ne este mai greu, alteori ne este lene, e totul automatizat, discuțiile într-un astfel de cuplu sunt foarte puține, sunt despre lucrurile administrative mai mult, mai puțin despre ei, de cum se simt. Și atunci ajunge într-o stare de monotonie care în timp scade și dorința sexuală, și inițiativa, și energia, și rămânem într-o stare neplăcută, la asta numesc eu automatizată.
facem aia, știi, maia, duminică mergem la părinții tăi, celălaltă duminică mergem la părinții mei, vacanță facem acolo, și, dar nu mai este vreau să o fac. Și totuși, care ar putea fi motivele pentru care contribuim la o astfel de relație automatizată? E oarecum confortabilă. Și justificării pentru a rămâne într-o astfel de relație sunt multe. Sunt că e mai bine să fim amici decât să fim pasionali și să ne certăm, ceea ce nu este neapărat. Putem să facem multe lucruri care ne plac și nu este obligatoriu să ne certăm. Poate să fie că am foarte puțină încredere în mine și am găsit pe cineva cu care cât de cât mă înțeleg și nu-l iubesc sau nu o iubesc, dar e ok. Sau mi-e frică să fiu singur sau singură și prefer să stau cu persoana respectivă chiar dacă eu nu mă simt bine sau nu mă simt împlinit sau împlinită în relația respectivă. Că așa trebuie. Că aveam o vârstă și trebuie să mă căsătoresc sau să fiu cu cineva și am fost cu cineva. Și, adică fiecare va găsi o excusă pentru a fi într-o astfel de relație. Dacă pe lângă asta găsim un partener sau o parteneră care are niște ieșiri abusive, atunci starea de nemulțumire se va accentua. Și intrăm într-o altfel de dinamică. Sigur, acolo, mai ales în relațiile acestea, joacă un rol important arborele genealogic. Adică ce am primit din arborele nostru, dacă eu port în interiorul meu niște fidelități prin care eu vreau să mă afiliez sau simbolic zic eu aparțin familiei mele sau mi-am propus când am venit pe pământ să curăț o anumită emoție sau să curăț o anumită linie familială, depinde de ce mi-am propus eu să vin și prin care eu am adoptat aceste fidelități. Am auzit, de exemplu, e normal să fii bătută, că toate femeile au fost bătute, deci e atât de normală această dinamică încât nu ți se pare nimic locul lui. Da, eu am auzit de multe ori. Soțul, nu la generația aceasta, că din fericire se întâmpla mult mai puțin decât înainte, dar când vorbeam despre bunicile lor care ziceau soțul meu e bun, nu mă bate rău, adică mă bate puțin, da, mai ales din familiile care veneau de la țară. Și ceea ce vreau să spun, că ieșirile acestea agresive care sunt nu aparțin doar oamenilor de la țară. Sunt emoțiile imagazinate în interiorul nostru care rebufnesc și acele persoane le gestionează cum pot și nu neapărat în cea mai bună formă. Da? Sigur, în spatele există multe alte suferințe care pentru victimele justifică acele ieșiri. Păi da, el este așa că a fost bătut de taică-su. Da, dar nu e ok să fii bătută tu. Da? Se întâmplă și invers, altfel de abusuri, mai ales abusuri psihologice, și la bărbați. Adică mai puțin, dar se întâmplă și așa. Dar ideea este ce mă face să rămân. Pentru că cât timp eu rămân în relația respectivă și de obicei nu zic ce mă nemulțumește sau când încerc să zic apare o ceartă, dar nu se spun lucrurile profunde, lucruri care ar putea să vindece ce se întâmplă acolo și mai degrabă sunt reproșuri, sunt la nivel de reproșuri sau la nivel de acuze și asta doar înrăutățește situația, nu ajută să o vindece. Și în momentul în care eu rămân acolo, eu contribui la acea dinamică. Și chiar dacă nu vorbim de relație de abuz, vorbim de primele relații în care totul merge bine, eu de asemenea contribui. Deci cei doi contribuie la ceea ce se întâmplă în acea relație. Și când iese de bine, și când nu iese de bine.
Pentru că fiecare are jumătatea sa de responsabilitate în fiecare relație. Deci nu este doar vina unuia sau vina altuia. Dar tot ceea ce se întâmplă acolo, în fiecare moment, este o contribuție a celor doi. În ambele tipuri de relație. Sigur, este mult mai ușor să ies din primul tip de relație, dar în ambele este important să mă întreb ce mă face să rămân. Pentru că sunt anumite lucruri care sunt conștiente, care țin de credințele noastre, de emoțiile noastre nerezolvate, cum spuneam mai devreme, frica de singurătate, neîncredere, nu mă simt suficient de bun ca bărbat sau nu mă simt suficient de bună ca femeie sau atrăgătoare ca să pot să aduc un alt partener în viața mea. Mă consider prea bătrân sau prea bătrână. Deci sunt anumite credințe care sunt conștiente și sunt altele care țin de nivel subconștient, care țin din experiențele noastre din trecut neîncheiate și pot să vină și din transgenerațional. Și acestea sunt situațiile în care dinamica de abuz se întâlnește mai des? Adică, și nu aici mă refer la abuz fizic, abuz emoțional, abuz psihologic și nu la relațiile automatizate. Adică în momentul în care vii din spate deja cu o anumită energie, cu o anumită lecție, aici probabilitatea de a întâlni un abuzator este mai mare decât în cele în care... Depinde. Să dau un exemplu. Poate să fie... Sigur, eu am avut mai mult cliente care erau în rol de victimă. Deci exemplele mele vin mai mult acolo. Am avut și bărbații, dar mai puțin. Dar pentru exemplul ăsta am femei. Femeile care au fost de pe neam, mă refer pe linia mamei, toate batute. Deci străbunică, străbunică, bunica și mama. Și ea a ales un partener, era o relație din asta automatizată, și a ales un partener opusul lui tată. Da? Și ea întreține acasă, deci el nici măcar nu aducea banii, și ca să fie opusul. Deci tot ce era taică-su, celălalt era opus. Blând, drăguț, cum se cade, empatic, nu câștiga foarte mulți bani, că tatăl câștiga, deci era oglinda opusă. Și ea nu putea să-l lase, pentru că ea aducea cealaltă energie. Ea facea ceea ce femeile din neam nu au făcut-o. N-au ales pe cineva cu care ele să poată să trăiască liniștite. Și ea trăia liniștită și asta era mult mai important pentru ea decât să se simtă împlinită într-o relație. Pentru că, în percepțiile ei, avea de ales sau așa sau că tata. Și a ales asta. Da? Dar sunt alte femei care sunt cu un bărbat abuziv, un bărbat care le înjură, le bate, nu le dă banii, nu le controlează, sunt hipergeloși, etc. Și ele continuă sistemul. Adică străbunica, bunica, mama au fost bătute și eu fac la fel. Continuă linia. Și e ca și cum, în cazul acesta, era dacă eu nu fac ca ele, nu aparțin. Sigur, este la un nivel subconștient, care l-am conștientizat lucrând împreună, dar sensul era dacă ele au suferit, cum să fiu eu bine? Deci, era ca și cum, dacă eu sunt bine, le trădesc pe ele. Dar în același timp continua modelul și nu se oprea. Și totuși în relațiile abuzive pare de multe ori din ce am vorbit și am citit despre acest domeniu, pare că te învârți într-un cerc. Da.
Da. Dacă vedem în ambele, în ambele tipuri de relații în care suntem și nu putem să plecăm, există un sistem. Aici fiecare, în primul, în relațiile automatizate, fiecare are ritualul lui, fiecare are automatizarea lui în cuplu, ca dinamică, doar că nu e deranjantă. E doar că nu ne simțim împliniți. Nu ne certam, e totul bine. Da? Deci există de asemenea, doar că este specific pentru fiecare relație. Da? Deci ceea ce ar fi comun este că mă simt neîmplinit sau neîmplinită în relație și rămân acolo. Da? De aceea repet întrebarea. Ce mă face pe mine să rămân într-o relație în care nu mă simt bine? Da? Când vorbim de relațiile de dinamica în care există un abuz, că e psihologic, fizic, material sau emoțional. Emoțional. Există foarte mult control din partea persoanei care abuzează și celălalt intră în rolul de victimă acestui abuz. Da, și acolo sunt niște lucruri care sunt comune și prin care fiecare persoană care se află în tipul acesta de relație se recunoaște. Da? Și o să vă rog să ne puneți prima imagine, vă rog, ca să putem vedea acest cerc vicios. Așa. Deci, aici vedem un cerc care eu îl descriu așa. Este o prima fază, asta este cercul persoanei care abuzează. Da? Și are o momeală. Face ce vrei tu, cum vrei tu, e atent la tot ce ai zis tu, deci la mic detaliu, ești complet bine. După care, pentru că nu este în felul lui de a fi, că vorbim de o persoană care controlează, care își permite să dea în celălalt, care manipulează, care șantajează, care amenință. Deci nu este în natura acelei persoane să facă pe plac altora. Că folosește toate acele mecanisme pentru a... Te atrage? Da. Ca la pești, de aceea le spun față de momeală. Deci victima va fi un fel de pește. Deci va fi pescuită. Va fi pescuită. Cu ce își dorește. Da. Da, ideea să te atrag, să-ți dau ce vrei ca să rămâi cu mine. Da? După care, pentru că nu este felul lui de a fi, începe să apară o stare de tensiune interioară care se văd prin gesturi. Adică înainte era doar un zâmbet și acum e... E morocanos, e sau morocanoasă, sau, da? După care începe o parte prin care toată această tensiune începe să apară sub forma de reproșuri, gelozii, control. Da? Deci ceea ce vreau să vedeți este cum crește această tensiune, care persoana respectivă nu știe cum să o gestioneze altfel. Repet, a avut o poveste în trecutul său, poate și transgenerațional, în care a învățat sau integrat aceste lucruri și multă suferință. Deci așa gestionează ei. Înainte se abțin, după care apare această tensiune, după care începe să-i reproșeze celuilalt. Din cauza ta sunt nervos sau nervoasă, din cauza ta nu se poate face nimic, din cauza... Darara, da? Și după care... încep exploziile care poate să ajungă la ceartă, da? Care poate să fie amenințări, taci sau te bat, te dau afară. Între aceste două de reproșuri și amenințări apar și multe devalorizări. Deci cine o să te ia? Doar pe mine poți să te bazezi? Ești atât de prost sau de proastă încât doar eu pot să te suport și tot felul de lucruri de genul acesta. Deci se trece la amenințări și după care este explozia de agresivitate.
care la început de obicei sunt țipete, certuri, în timp, pentru că cercul acesta se repetă, da? Poate să ajungă și la lovituri, da? Deci partenere de obicei care sunt batute. Nu înseamnă că nu există și bărbați bătuți, dar de obicei sunt, sau majoritatea sunt femei, da? Știi, este explozia aia, criza aia mare în care sunt batute, rămân cu ochii verzi sau cu oase rupte sau etc. Deci vine explozia mare și după care vine din nou faza de momeală. Iartă-mă, vine în genunchi, îți promit că stai, că să mă schimb. Cu tot ce vroia. Și o perioadă de timp face ce vrea ea. Și începe din nou tensiunea, reproșuri, amenințări, explozia. Cu fiecare dată, sau de fiecare dată când cercul se repetă, este mai puternic. Durează și mai puțin în timp. Să zicem că prima dată durează cercul complet, se face în câteva luni, după care începe să fie din ce în ce mai rapid și exploziile sunt mai puternice. Pentru că se trece cât un prag de respect. Poate prima dată, știi, un om care este obișnuit să fie politicos, adică se naște din el să fie politicos sau politicoasă, știi, mereu așa. Nu e doar pe momente. Aici e pe momente. Știi, sunt multe cazuri, de exemplu, ne-am certat sau am discutat, ne-am înjurat, după care se schimbă dinamica noastră relațională, pentru că celălalt are capacitatea să țină cont de ele. Pentru că ține de acea stare interioară. Și atunci nu vorbim de cercul acesta, da? Deci vorbim de asta când se repetă. Deci la început sunt certuri, probabil sunt țipete, după care vin înjurături, după care, știi, sunt niște praguri care se sparg de fiecare dată până ajunge la pragul fizic. Da? Sigur, are multe credințe care are în interiorul acestei persoane. Da? Dar important este să recunoaștem. Deci persoanele care sunt într-o relație de acest tip recunosc pași. Și cel mai greu este să resiste la fața de momeală. Pentru că acolo primește tot ce și-a dorit. Da? Putem vedea imaginea 2, vă rog. Ce se întâmplă în cazul victimei? Ceea ce mi se pare important și nu prea am găsit în literatură este ce se întâmplă cu care e dinamica persoanei care e în partea cealaltă, care întreține această dinamică de abuz, pentru că suntem întotdeauna doi, pentru că ideea generală este că celălalt este de vină. Dacă el se schimbă, totul o să fie bine. Ca și cum totul ar depinde de celălalt și nu și de mine. Și unde vreau să aduc o altă percepție este că depinde și de mine pentru că eu o întrețin. Dacă la început, să zicem, primul cerc, nu mi-am dat seama că sunt o persoană de genul acesta, după prima, a doua oară, a treia oară, deja e super clar. Adică de trei ori știm dacă persoana cealaltă chiar vrea să se schimbe sau nu. Pentru că poate să o menține. Poate vrea să se schimbe, dar nu poate. Dar eu rămân în relația asta sau nu? Da? Iubirea nu este o scuză. Ca să fim bine într-o relație, este necesar să existe iubire și o relație de calitate. Sunt cele două elemente care necesită să fie prezente ca să meargă bine. În primul caz automatizat, de obicei, avem o relație bună, dar emoția de iubire a trecut, dar rămâne acolo. În asta, scuza noastră este iubirea, ca să rămânem într-o relație care nu e bună pentru noi. Da? Deci, pentru victima, adică când se întâmplă cealaltă
celălalt cerc, când este fața de momeală, persoana cealaltă îl crede sau o crede. Da? Deci o să dau exemplu cu femeile ca să fie mai ușor, dar să știți că este posibil să fie și invers. Da? Da. Deci, vine fața de momeală, îmi dat tot ce vreau, vine cu flori, mi-a cumpărat cadouri, mi-a promis că o să fie drăguț, a fost empatic, sexul a fost extraordinar, a făcut tot ce am vrut, dacă există copiare, a avut grijă de copii, a făcut și mâncare, a făcut și curățenie, a venit în genunchi și a cerut iertare. Îl cred. Da? Când încep eu să recunosc stările de tensiune, că dacă se întâmplă deja, prima dată nu știam, dar a doua oară, a treia oară, a cincea oară, a zecea oară, după 5 ani, deja știu să recunosc semne. Și încep să văd cum se mușcă din buze, cum face din ochii, cum începe să bombăne și eu știu deja că începe să treacă de perioada de momeală. Și tensiunea crește. Da? Este momentul în care frica începe să crească la acea persoană. Tot timpul simte frica, dar să zicem că în partea de momeală e o frică tacută, adormită. Că zicem, și dacă e adevărat schimbarea asta? Și dacă de data asta chiar și-a dat seama și o să vrea? Chiar îi pare rău că mi-a rupt două coaste și am ajuns la spital și nu o să mai fac ca niciodată, sau i-a părut rău ce mi-a zis și nu o să mai fac ca niciodată, da? Dar știm că s-ar putea să nu fie undeva. După care încep să apară tensiune și frica asta se tresește și încep să o simt. Și încep să mă gândesc, sigur am făcut ceva. Sigur am făcut ceva. S-a supărat, e nemulțumit, așa, n-a vrut sex, nu sunt eu atrăgătoare. Am mâncat prea puțin, n-am făcut bine mâncarea. Da? Deci încep cu asta și încep eu să intru într-o stare de alertă, de anxietate, după care, când încep reproșurile, încep să mă simt vinovat. Pentru că reproșurile sunt: din cauza ta n-am făcut asta, din cauza ta nu sunt, din cauza ta. Sau nu ești bună de nimic, sau nu ești în stare să faci nimic, că dacă erai altfel era nu știu ce. Sau pot să facă comparații ca să devalorizeze. Uite că alte femei fac drept și tu nu faci. Nu ți-e rușine să fii așa, că uite-te cum arăți, că în starea asta nu suntem cele mai strălucitoare. Da? Deci când vedem că după ce trece fiecare cerc, lumina noastră, bucuria noastră de a trăi scade, încrederea noastră scade și toate celelalte, pleacă și lumina noastră. Da? Și începem să nu mai avem încredere în ceea ce credem. Pentru că acum totul este din cauza mea, eu cred că nu e din cauza mea, dar n-am cu cine să vorbesc, eu încerc să vorbesc cu el. În prima fază și în asta eu încerc să-i explic, dar văd că se enervează și se abține și atunci eu tac și nu mai zic nimic și mă face proastă și atunci eu zic, poate chiar sunt proastă, poate chiar nu știu, poate chiar, da? Și după care începe o parte de, stai că nu văd, încep să te izolezi. Deci eu panic. Încep să te izolezi, da? Deci suntem, cum eu sunt de vină, cum eu n-am încredere, cum eu sunt proastă, cum eu sunt așa. În plus, mi-este rușine să zic din nou că iarăși s-a întâmplat, că iarăși nu știu ce, că iarăși nu știu ce, încep să mă izolez. Nu mă mai duc la mama să-i zic că iarăși a început să mă înjure, că iarăși nu mi-a dat banii, că iarăși nu mă lasă să ies din casă. Da, pentru că familia se alertează și începe să se agite și în loc să ne sprijinim în ei, noi ne izolăm. Nu mai vorbim cu prietenii, să nu știe, să păstrez imaginea, că... dar se vede. Sau mă îngraș foarte mult, știi, ca să fac față la această situație, sau multe femei slăbesc foarte mult. Sunt foarte... stafilite. Fără energie, da? Și
se vede. Și lumea se întreabă, băi, ce se întâmplă? Și tu cum să-i zici că de la partea aia minunată din momeală în care l-ai crescut, ai ajuns la cealaltă parte? Și tu începi să te izolezi. Și zici, nu vreau, dar cum ești așa nașpa, cine o să mă mai ia? Cine o să mă mai accepte așa de proastă, negligentă, grasă, slabă sau ce mai zice așa? Și după care apare starea de șoc sau de panică, când iarăși avem de-a face cu explozia respectivă, în care zice, nu cred că el poate să facă asta din nou. O surpriză. E o surpriză, da. Și atunci, și iarăși s-a întâmplat, dar în același timp nu cred că el poate să o facă, pentru că e opusul la ceea ce se prezenta în partea de momeală. După care vine momeala, iarăși primesc tot ce vroiam, iarăși îl cred, și de fiecare dată când cercul se repeta, eu mă simt mai devalorizată, mai neîncresătoare, mai lipsită de energie, mai vinovată, mai izolată, și de aceea de fiecare dată când cercul se repetă, mi-este mult mai greu să ies. Da? Dacă facem din nou paralela cu relațiile automatizate și acest tip de relație, în primele relații cumva rămân pentru că n-am o justificare. Mi-e greu să las o relație bună pe care toată lumea și-ar dori. Care mi-o doresc și eu, dar că nu e suficient și e greu. Dacă s-ar întâmpla ceva, dacă m-ar înșela, dacă, nu știu, ar cheltui prea mulți bani, ar pierde casa, aș avea o justificare să zic, băi, nu vreau cu tine, dar așa ce să-i zic? Na? Și atunci rămân să zicem că asta ar fi comun la mai multe dintre ele. În relațiile de tip, în dinamice de tip abusiv sau abuzator-victimă, pentru victimă este greu să iasă de acolo, pentru că chiar crede că are zero valoare. Chiar crede că nu are nicio soluție și singura persoană care poate să o ajute sau să-l ajute este celălalt. Și ce se poate face în acest caz? Cum poți totuși să ieși dintr-o relație abuzivă? Cel mai simplu din orice, sau în cea, partea cea mai simplă din cerc, este în fața de momeală. Când el face sau ea face ce vreau eu, atunci plec. Că nu poate să zică nu. Că e în fața de momeală, trebuie să fac tot ce vrea ea. Nu poate să fie înțelegător să zică nu pleci. Bine, dacă este, sunt prea multe cercuri deja, se ajunge și asta. Dar vorbim de, să zicem că mi-am dat seama după 3 ani că am de-a face cu cineva care mă controlează la banii, mă controlează la chiloți, mă controlează la cum mă îmbrac, mă controlează, nu mă lasă să plec nicăieri, m-a făcut să, cam asta se spune, da? M-a făcut să renunț la serviciu, nu mai am prieten, îmi pierd energia, deci, da? Și atunci încă pot să plec, adică, da? Și atunci este în fața de momeală. Pentru că avem deja excusa exploziei. Uh-huh. Că e doar verbal, că ne-am certat, ne-am zis tot ce am vrut. În momentul ăla, emoția, adică nervii, durerea sau ce apare, în momentul ăla zice, eu plec, nu mai suport. Și deci, multe persoane pleacă în momentul ăla. Deci, practic, nervii, situația asta ne ajută să... Nervii întotdeauna ne ajută să ne apărăm în viață și să punem limite. Deci când nu putem să punem limite cu calm, avem nevoie de nervii ca să putem să spunem. Doar că le spunem sub formă de reproșuri și atunci nu prea... la nivel de comunicare sau de înțelegere nu prea merge. Dar ne ajută. Și atunci
plec la mamă sau plec la o prietenă sau plec oriunde, că sunt prea nervoasă, atunci am curajul să o fac. Da? Și pleacă. După care vine faza de momeală unde se întorc. Și atunci se întărește cercul și începe din nou. Da? Chiar dacă rămân separate, oricum începe un nou cerc, dar măcar suntem separați. Da? Și e mai ușor de dus, pentru că putem să ne întoarcem la familia, putem să ne întoarcem la prieteni, dar acolo dificultatea este rușinea, vinovăție, neîncrederea, lipsa de valoare, care zic, cum să mă duc la mamă? Cum să mă duc la tata să-i zic că a avut dreptate? Cum să vorbesc cu prietenele mele sau cu prietenii mei când am avut un asemenea eșec? Dar va fi important să trecem peste asta, pentru că susținerea celorlalți ne va ajuta să rămânem, să plecăm din dinamica asta. Da? Și este de asemenea important să caut ajutor. Nu se poate ieși, din punctul meu de vedere cel puțin, într-o astfel de relație nu se poate ieși singur. Pentru că este un sens subconștient care mă face să mă îndrăgostesc de o persoană care mă abusează. Pentru că nimeni nu stă, adică la început totul era minunat. Eu m-am simțit atrasă sau atrasă de o astfel de persoană și eu am contribuit la această relație și eu rămân în această relație. Dacă în sfârșit am înțeles că nu e ok și nu este ceea ce îmi doresc, e nevoie să caut ajutor, să schimb acele programele care m-au făcut să mă îndrăgostesc sau să mă simt atras sau atrasă de cineva care mă abuzează. Aici te referi la un proces de terapie. Da. Da? Pentru că sunt credințe, sunt fidelități, sunt multe lucruri și la nivel conștient și la nivel subconștient, care mă fac să rămân sau să mă simt chiar la nivel de atracție. Adică din toți bărbații, din toate femeile, aleg fix pe acele persoane. Și persoanele care se recunosc în aceste dinamică știu. Primul prieten, prima prietena, același tip de abuz. Al doilea, al treilea, adică sunt mai mulți și tot timpul găsim persoane de genul acesta. Deci e cumva ceva din interiorul meu care mă face să mă simt apropiată și să vreau să încep o relație cu un astfel de om. Cu acele suferințe, cu acele dificultăți. Și acele programe necesită să fie desamorsate, necesită să fie vindecate, curățate și necesită să fie încheiate, ca eu în viitor, cu alta percepție, cu alta atitudine, cu alta abordare, să pot să-mi dau voie să mă simt atrasă și de altfel de persoane, astfel încât să-mi fie mie bine. În momentul în care devii conștientă sau conștient că ești într-o astfel de dinamică și te simți atras de abuzatori, cum poți să-ți dai seama dinainte că o persoană este abuzatoare sau nu, și astfel încât să nu mai intri într-o relație, dar, repet, în mod conștient, pentru că ai zis că e atât de mult de lucru, încât subconștientul în continuare te face să simți atracție față de acele persoane. Sau dacă intri în relație, măcar să îți dai seama de la început. Au vicii? Sau sunt abuzatori fără vicii? Sunt tot felul. Tot felul. Adică o persoană care deja a trecut prin asta și deja a ieșit din cercul acesta, îi recunoaște după privirea. Ok. Sunt anumite fel de privire, anumit fel de zâmbete, care e greu să le transmit. Sigur, sunt foarte critici, dar există și persoane care sunt critici și nu sunt abuzatori. Și de aceea eu mă feresc să dau mai multe indicii.
Dar ideea principală care vreau să transmit tuturor, și nu doar pentru persoanele care sunt sau care au risc de a avea o relație cu o persoană care are un comportament abuziv, este să fim în contact cu noi și de la primele semne în care eu nu mă simt bine cu cineva, nu contează că e abuzător sau nu, băi, să mă întreb eu cu aceste comportamente, cu ăsta ce trăiesc eu de la primele întâlniri, vreau să fiu cu acest om, vreau să mă mai văd cu acest om de la prima întâlnire. Ne amintesc odată când am ieșit cu un domn care mi se părea mie interesant și am mers la masă și mânca într-un fel, nu mânca urât, dar eu nu am putut să mănânc. Și n-am putut, pur și simplu. Și atunci eu n-aș fi putut să am o relație, chiar dacă mi se părea interesant, chiar dacă mi se părea foarte cum se cade și avea o grămadă de calități, eu nu puteam să mă duc mai departe și să neg partea asta din mine. Și atunci am rămas amici. Mă înțelegeți? Adică nu este vorba să mergem și cu o grilă și zicem cu asta da, cu asta nu. Nu. Eu ceea ce vă invit este să schimbați abordarea, să vă uitați în interiorul vostru când sunteți cu celălalt de la primele întâlniri, să vedeți comportamentul ăsta sau ce facem noi mă ajută să mă simt bine. Eu mă simt bine cu această persoană așa cum este? Și văd în prima întâlnire, a doua întâlnire, a cinci întâlnire, a zece întâlnire, dacă eu mă simt bine cu acea persoană. Și eu vă asigur că dacă sunteți sinceri cu voi și vă uitați în interior, o să vedeți că nu puteți să fiți cu oricine. Semnele sunt de la început. Dinamicile relaționale, indiferent care ar fi, adică acum vorbesc și altele, nu doar astea două de care am vorbit, de la început se pun, de la prima întâlnire. Eu l-am ajutat pe celălalt sau celălalt m-a ajutat pe mine, s-a instalat dinamica relațională. Eu am vrut să-l salvez sau eu am vrut să o salvez, s-a instalat dinamica, eu o salvez. Pentru că așa ne recunoaștem. Mie îmi place ceea ce trăiesc cu celălalt sau nu. Ceea ce trăiesc cu celălalt mă ajută să evoluez, mă ajută să mă simt bine, mă ajută să... Și dacă nu mă ajută, dacă, să zicem, sunt cu cineva care de obicei nu mă critică, dar nu știu, la un moment dat îmi zice că nu sunt bună pentru ceva și mie îmi vine să plâng, mă întreb dacă e suficient, e amplificat, nu e amplificat. Adică caut un pic în interiorul meu să vindec, fac o toaletă emoțională sau caut ajutor, cât să văd dacă este doar că a criticat odată, să zicem, și eu aveam o sensibilitate, o rană și după ce am vindecat-o, mi-e ok cu ceea ce spune, dacă pot să-i spun că nu-mi convine să fac așteptările mele explicite, și să-i spun exact ce vreau, cum vreau și văd dacă celălalt răspunde și putem să construim ceva împreună sau nu. Și mă întreb dacă merge sau dacă nu merge pentru mine. Și în felul acesta să vedem, să ne dăm un timp, câteva luni, să experimentăm o relație, două, trei, în câteva luni să vedem dacă într-adevăr vrem mai mult cu celălalt sau nu. Mai avem câteva minute din emisiune. Ai putea să ne dai câteva direcții, sfaturi sau ce ar putea să facă persoanele care se află într-o relație în care nu se simt bine și din care nu ies sau nu vor să iasă? Ce ar putea să facă concret pentru starea lor de bine? Prima chestie, adică dacă eu stau într-o relație în care eu nu mă simt bine, am un set de credințe, pe lângă toate emoțiile neplăcute pe care le simt,
și neîmplinirea pe care o simt, am și un set de credințe care mă fac să rămân acolo. Dacă le depistez și încep să le scriu și să le rup sau să ard foaia unde am scris toate alea, încep deja un proces de eliminare a celor lucruri. Un alt lucru care se poate face este, în ambele cazuri, să vă întrebați din 5 în 5 minute ce vreau să fac eu acum. Și nu este o întrebare de ce vreau să fac eu peste 10 ani și în secunda asta. Mi-e sete, vreau să beau apă, vreau să scriu un e-mail, vreau să întind picioarele, vreau să-mi fie mai cald, vreau să-mi fie mai rece, mi-e foame, mi-a morțit piciorul, vreau să-l întind, vreau să vorbesc cu mama sau cu o prietena, sau vreau să stau cu mine, sau vreau să mă întind 5 minute, sau nu contează dacă o face sau nu. Dar exercițiul ăsta de a mă întreba pe mine tot timpul ce vreau eu acum, adică când zic acum înseamnă secunda asta, nu perioada asta, ci secunda asta, ne ajută să mutăm atenția din ceilalți către noi. Și încetul cu încetul încep să-mi dau seama ce vreau și ce nu vreau. Am mulți clienții care îmi zic, băi, nu prea fac ce vreau. 90% din timp fac ce trebuie. Nu mai vreau. Sau 50-50, sau da, eu fac ce vreau, dar căutam în altă parte ceva ce mă nemulțumește. Da, deci sunt două lucruri care putem să le facem, să ne întoarcem la noi, ca să vedem ce vrem și după ce aflăm ce vrem, putem alege direcția în care ne vom duce. Claudia, îți mulțumesc frumos pentru informațiile pe care ni le-ai oferit și în această seară. Dragi prieteni, vă mulțumesc că ați fost alături de noi și în această duminică. Ne revedem săptămâna viitoare de la orele 19. Așa cum v-ați obișnuit, vă așteptăm pe canalul de YouTube al Centrului Amaneser și Canal 33. O duminică frumoasă!